Un număr de 1.336 de polițiști au asigurat de sâmbătă seară paza celor 654 de secții de votare din județ, din care 116 secții speciale. În plus, pe șoselele județului s-au aflat patrule mixte poliție, ARR și Serviciul de Investigare a Fraudelor, care au organizat filtre în trafic pentru depistarea eventualilor turiști electorali. La unul dintre filtrele amplasate în direcția Iași nu s-au constatat nereguli deosebite. Acțiunea de control organizată împreună cu Poliția Rutieră și Serviciul de Investigare a Fraudelor a fost axată pe controlul legalității transportului de persoane. Și în timpul controlului nu s-au semnalat niciun fel de ilegalități în domeniul ăsta. Ce înseamnă o mașină în legalitate? Legalitate de să aibă licență de transport, copii conformă, conducător auto atestat profesional și document de transport. În cazul transportului curse regulate, document de transport este licența traseu cu grafic circulației. O atenție deosebită a fost acordată de IPJ Suceava unor localități în care în mod tradițional se petrec incidente electorale, fiind vorba despre Slatina, Udești, Preutești, Păltinoasa și Milișăuți. Chiar și așa, asta nu a făcut ca în aceste localități să nu apară probleme semnalate cu precădere de membrii ai unor partide politice. Turismul electoral practicat la scară și la o dimensiune de neînchipuit și cu niște deplasări care nu se justifică. Și revenim la exemplu de la Râșca Vadul Moldovei. De ce se deplasez cu mijloace de transport organizat populația din Râșca să voteze în Vadul Moldovei? Uitați mașinile care le cărau cu poze, cu toți. Undeva se vede și domnul Arteni aici, lângă mașină. Printre altele, poliția a întocmit 3 dosare penale, dintre care unul pentru turism electoral, și a aplicat 6 sancțiuni contravenționale pentru diverse nereguli în ziua votului.